Yeah.
Maestro,
cei ce așteaptă și iubesc ca un susur îngeresc în primăvară neuitată. Era o zi cu cer senin și aceleași flori care au pornise. Era o zi cu cer senin când de pe acest pământ străin se înălța atât de lin Iisus cu brațele întinse. Erau și atunci flori de nea și flori de sânge și de soare. Erau și atunci flori de nea când cel căzut sub crucea grea atât de liniștit urca spre galaxiile pieritoare. Se înălța spre nepătruns, spre scăderile gigante, se înălța spre nepătruns, iar că pe boltă a ajuns, nobul palid l-a ascuns ca un reflex de diamante. Și atunci o șoaptă se auzi, un glas de înger, grădină, și atunci o șoaptă se auzi, acest Iisus va reveni, la fel cum în această zi s-a înălțat către lumină. De aceea, an de an privesc și gând cu gând mereu se întreabă, de aceea, an de an privesc și aș vrea să strig, dar nu drăznesc. Când trandafirii înfloresc, o vină, Doamne, mai degrabă. Amin. El, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Din el, prin el și pentru el sunt toate. Se scrie filă cu filă în vreme, an de an. Să fie pentru secole păclie și prima filă, vie mărturie, scrisă cu sânge, ea lui Ștefan. Diacon plin de har și de putere, plin de credință, plin de Duhul Sfânt, Ștefan frângea prin rugă bariere, lărgind împărăția cu putere, cu forța ce se află în cuvânt. Purtând în inimă pacea divină, Ștefan vestea salvarea tuturor, dar cei din beznă, beznei se închină și, nedorind să vină la lumină, mințind, l-au dus să-l judece în sobor. Minciunile țeseau învinuirea în încercarea de a-l judeca.
dar ura lor nu-i atingea sfințirea și i-a cuprins pe toți din juruimirea, căci fața-i ca un înger strălucea. S-a apărat dârz, apărând credința, și chiar a devenit acuzator, descoperindu-le nesocotința. Și aceasta i-a dus pe loc sentința, țâșnind înveninat din ura lor. Netulburat de ura din mulțime, el și-a îndreptat privirile în sus și, dincolo de zările senine, văzut acerul și, în slăvi divine, la dreapta Tatălui stând, pe Iisus. Tablou divin, vedere grandioasă, imagini dătătoare de puteri, se contrastau cu scena odioasă ce a urmat, când ura sângeroasă, ajunsă în clocot, provoca dureri. Căci pietrele cădeau ca și o ploaie pe trupul frânt, cu suflet neînvins. Dar el în rugă-i ca o vâlvătaie, cerea pentru agloatelor și voaie iertarea cerului și apoi s-a stins. Exemplu înălțător pentru oricine, de a fi până la moarte credincios, chiar și când lovitura pietrei vine, căci cel ce șterge lacrimi și suspine, punându-ne cu una, e Hristos. Amin. Mântuirii nouă. Amin? Amin. Doamne, milă de noi! Amin.
Thank you.
iubiți frați și surori, stimați invitați, prieteni ai casei Domnului, ne bucurăm de ziua aceasta, dimineața zilei de astăzi și constatăm din nou că Domnul ne-a sprijinit, ne sprijinește și este de partea noastră, ținând cont de marea Lui dragoste pentru fiecare dintre noi în parte. Și noi simțim aceasta în viața de zi cu zi și cu toată bucuria, cu inima deschisă, declarăm lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul care ne poartă în carul Său de biruință, care zilnic ne poartă povara și care zi de zi caută să ne atragă tot mai mult către El, în preajma Lui, în prezența Lui. Și noi aici, în dimineața zilei de astăzi, ne bucurăm în prezența Lui Dumnezeu și dorim ca al Domnului Cuvânt să ne dăruiască în ziua de astăzi hrană, învățătură, cercetare sfântă, apropiere de El. Domnul să lucreze la aceasta. Iubiți frați și surori, având în vedere pasajul citit, textul din Sfânta Scriptură, din Cartea Faptele Apostolilor, este pe undeva cam vizibil faptul că vom vorbi despre căutarea lui Dumnezeu. În pasajul acesta ne este descoperit că suntem ai Domnului, căci Domnul ne-a creat și că El se așteaptă ca noi să-L căutăm și să-L găsim. Și El se va lăsa găsit dacă-L căutăm din toată inima, cum spune într-un loc cuvântul lui Dumnezeu. Vom avea, să spun așa, câteva puncte în care ne vom opri și anume unul din ele este, sau reiese din ultimul verset, unde spune așa, căci chiar din poeții voștri au spus, suntem din neamul Lui, adică al lui Dumnezeu. Și ar fi sub punctul acesta întoarcerea la origini. Și este așa de frumos, așa de plăcut să cercetăm și să vedem de unde ne tragem. Am văzut documentare, am văzut filmări în sensul acesta, și anume, era părinte sau era copil care nu se știa copilul al cui este, sau părintele nu mai știa de copil. Și într-o situație și în alta, nu era omul liniștit, nu era copilul liniștit, până când nu ajungea la origine, să vadă unde este copilul meu, care este copilul meu, sau să vadă unde este părintele meu, care este părintele meu. Un copil a ajuns înfiat fiind într-o familie bună, bine poziționată familia, material, dar la timpul potrivit părinții i-au spus copilului că de fapt l-au înfiat și că ei nu sunt părinții lui de drept. Acum, copilul acesta, având din belșug de toate și trăind în confort, cu toate acestea nu avea o stare mulțumitoare. Și cred că și dumneavoastră ați cercetat, poate, sau ați căutat, sau ați vizionat, sau ați parcurs documentare, materiale de felul acesta, că nu e unul singur. Din momentul acela a pătruns o neliniște în inima tânărului, a copilului, și anume, care sunt, de fapt, părinții mei? Întoarcerea la origini. Nu avea un trai bun, ba da, nu avea o mamă care l-a adoptat și care îl îndrăgea și care îi împlinea nevoile, trebuințele, ba da. Nu avea un tată care era sprijin și ajutor, care alerga în întâmpinarea lui, ba da. Și cu toate acestea, el dorea altceva, și anume, întoarcerea la origini. Vrea să vadă, de fapt, cine este mama lui. Noi știm și trăim pe pământul acesta că suntem născuți în familia putare, că am întemeiat o familie și așa mai departe. Dar cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris aici, și noi îl credem, pentru că așa este scris, Domnul Iisus Hristos a rostit fraza aceasta, este scris. Și spune așa, aici cuvântul, că în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Și atunci noi nu ne mulțumim să știm doar că suntem fiul sau fiica proveniți din familia putare, ci vrem să aflăm mai mult de atât, și anume, de unde ne tragem noi, de fapt. Și cuvântul lui Dumnezeu este Cel care ne descoperă treptat și ne se face deslușit că suntem din neamul Lui. Că, de fapt, suntem săpați în palmele lui Dumnezeu. Că, de fapt,
suntem din gândul, din ideea și din planul lui Dumnezeu și că suntem ai lui Dumnezeu. Am văzut întâlnirile acelea când au avut loc. Când copilul și-a găsit părinții de drept. Și când copilul acesta îmbrăcat în haine bune și coborând din o mașină bună, a ajuns în dreptul unei căsuțe mai dărăbănate. A intrat în curte și a văzut acolo o femeie mai amărâtă, îmbrăcată mai modest, adunat ceva de prin curte. Și mama lui arăta, care l-a adoptat, bine îmbrăcată. Era cineva în societate. Și cu toate acestea, în momentul când copilul a ajuns în dreptul femeii respective, a căzut în genunchi înaintea ei, a îmbrățișat-o și a spus: Mamă, m-am întors, sunt fiul tău. În cealaltă situație, când copilul și-a întâlnit părintele, când părintele și-a întâlnit copilul, nu a contat faptul cum era îmbrăcat, faptul cum arăta, nici într-o situație, nici în alta. Ci a fost bucuria reîntâlnirii. A fost bucuria regăsirii. Sfânta Scriptură ne descoperă prin cuvântul scris lucrul acesta că omul este într-o căutare. Omul așa este construit de Dumnezeu, spunea cineva, căci este un loc în inima noastră unde nu încape altceva și nu are altă formă decât forma lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrul acesta. Dumnezeu așa ne-a creat, așa ne-a construit. Să nu găsim împlinire, să nu putem găsi liniște în lucrurile lumii acesteia decât în El. Spune așa de frumos aici. Nu că Dumnezeu veghează ca să avem viață, mișcare și ființă. Nu că Dumnezeu se îngrijește de noi ca să avem viață, mișcare și ființă, ci căci în El avem. E atât de frumos, atât de complex. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. În El. Nu pentru că El se îngrijește. Nu detașați de El. În El. Avem o chemare atât de înaltă. Și reușim, poate, să înțelegem câte ceva. Și am putea noi spune, privind căutarea lui Dumnezeu. Da, noi L-am căutat și L-am găsit pe Dumnezeu. Și poate este așa. Este o căutare și o găsire inițială. Dar Sfânta Scriptură ne spune așa. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. E vorba de căutare inițială. Și e vorba de căutare permanentă. De fapt, este o bucurie să-L cauți pe Dumnezeu. Și să-L descoperi pe Dumnezeu din ce în ce mai mult. A căuta pe Dumnezeu implică o nevoie. Unde te duci? Mă duc să-mi cumpăr o pâine. De ce? Pentru că mi-e foame. Îl cauți pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu îți împlinește nevoia ta. Nevoia de iertare, nevoia de mângâiere, nevoia de vindecare. Câte nu avem noi de adus înaintea lui Dumnezeu? Și Dumnezeu este Cel ce ne împlinește nevoile. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă lucrul acesta. Și noi, când avem nevoie de ajutor, când avem nevoie să fim apărați, când avem nevoie de un sfat, ne ducem la cineva, un om de seamă. Uite, mă confrunt cu o problemă, nu mă descurc, nu știu cum să procedez. Știu că tu ai mai multă experiență, știu că tu ai trecut prin viață în direcția aceasta. Alergăm la Dumnezeu, pentru că El este sfetnicul, El este apărătorul. El ne apără cauza, paracletul. El ne ține partea. Uneori și când nu merităm, uneori și când suntem vinovați. Ne apără și atunci, deși pare ciudat. Pentru că suntem ai Lui. Spune că atât de mult ne iubește, încât dă popoare pentru cei ce sunt ai Lui. Din casa Lui. De lângă inima Lui. Dar în același timp, iubiți frați și surori, căutarea aceasta implică mai mult. Și ar dori să accentuăm și să punem în viața noastră preț. Pe această căutare. Avem momente când mergem într-o călătorie. Este o poiană frumoasă. Este o cascadă frumoasă. Sunt locuri minunate unde mergem. Domnul ne cheamă și la așa ceva. Ne cheamă să ne bucurăm în prezența Lui. Să ne minunăm de templul Lui. Să ne bucurăm de frumusețea Lui. Să-L căutăm pe Domnul nu numai pentru a ne împlini nevoia. Nu numai pentru a-I cere sfatul. Ci pur și simplu în El avem viața, mișcarea și ființa. Ci pur și simplu
Nu avem viață, mișcare și ființă decât minunându-ne de El, decât bucurându-ne de El și de prezența Lui, decât căutându-L permanent. Ne mai învârtim un pic, îl mai privim un pic. Parcă ieri nu l-am văzut așa de frumos ca astăzi. E vorba de aspectul acesta al căutării permanente a Lui Dumnezeu. Înțelegând că El nu este doar Cel ce ne împlinește nevoia, nu este doar Cel ce ne dă să face, ne apără. Este mult mai mult decât atât. Cum a rostit omul lui Dumnezeu Moise. Am mai spus lucrul acesta cu altă ocazie. Doamne, aș vrea să văd frumusețea Ta. Frumos lucru, minunat lucru a cerut. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, cei care știm cumva că l-am căutat și l-am găsit, să înțelegem că e vorba de o căutare permanentă. De o căutare permanentă. În momentul în care poate nu înțelegem rostul acestei căutări permanente, e posibil să ne dea Domnul ocazii, din păcate, nu prea plăcute, și atunci îl căutăm de să dărâmă zidurile când strigăm și îl căutăm de ne se tocesc pantalonii la genunchi căutându-L pe Dumnezeu. Cel mai frumos este să-L căutăm pe Dumnezeu din dragoste, să-L căutăm din plăcere, decât să-L căutăm tărându-ne pe genunchi și strigând de să dărâme zidurile. Domnul să ne ajute, să ne dea lumină și să ne dea înțelepciune. Ca să-L căutăm din drag, să-L căutăm din plăcere. Să-L căutăm având în vedere bucuria prezenței Lui. Nu așa ne rugăm noi aici. Ați văzut când este rugăciunea în care noi îl chemăm pe Dumnezeu. Spunem, Doamne, vino aici. Lasă prezența Ta aici. Ca să ne bucurăm în prezența Ta. Cum ne bucurăm în prezența Lui? Ne bucurăm, înțelegem sensul, rostul prezenței Lui Dumnezeu. Ce simți în prezența Lui Dumnezeu? Ce înseamnă prezența Lui Dumnezeu? Cum adică te bucuri în prezența Lui Dumnezeu? Te bucuri că a fost o cântare frumoasă? Te bucuri că a fost o predică frumoasă? După ce pleci de aici acasă, cum te bucuri în prezența Lui Dumnezeu? Vedeți? Este vorba să ne dezvoltăm și să creștem în această dorință, abilitate, căutarea prezenței, plăcerii de a sta în prezența Lui Dumnezeu, nu numai atunci când ai o nevoie. Atunci când ai o nevoie, știm așa de frumos să ne așezăm pe genunchi și să strigăm. Domnul este Cel ce, în bunătatea Lui, privește peste noi cu drag și ne caută și El și ne așteaptă și El. O, dacă ați ști cum ne așteaptă. Spunea cineva, am sunat acasă la părinți și am spus că cumva e posibil să vedem cum e cu serviciul, să vedem cum e cu celelalte lucruri. Într-una din zilele din săptămâna viitoare e posibil să ajungem în vizită pe la casa părintească. Și când au intrat ei pe strada care ducea spre poarta locuinței, mama lor era la porc și întindea gâtul să-i vadă. Și când au ajuns, a spus, dar cum ai știut exact în momentul ăsta ajungem, dar ai fost acolo la poartă? Și a spus, păi zilele din săptămâna aceasta mai mult pe la poartă am fost. Așa ne așteaptă Domnul. Așa ne așteaptă Dumnezeu. Așa este. Așteptam mijlocul drumului pe Fiul Risipitor. Amintiți-vă în Sfânta Scriptură. Fiul Risipitor a spus, mă voi duce acasă. Și s-a întors acasă. S-a întors acasă. Dar el era în mijlocul drumului. El aștepta deja. De departe s-a bucurat când l-a văzut că vine. Și l-a îmbrățișat. Nu-i mai dădea drumul de îmbrățișare. Așa ne așteaptă Dumnezeu. Este o istorioară din poporul Israel. Cum ei sunt un pic diferiți de noi, ei se jucau altfel de fața ascunsele. Așa nume, un copil se ascundea și ceilalți, 5, 6, 7, câți erau, trebuia să-l caute. Și cine îl găsea, era câștigătorul. Un bătrân, stând pe o bancă acolo, se bucura de jocul lor și la un moment dat, el, fiind atras de altceva, nu am mai fost așa de atent la copii, dar dintr-o dată a văzut că vine un copil la el și era cu lacrimi în ochi. Și a spus, ce s-a întâmplat? De ce plângi? Păi zice, eu m-am ascuns ca să vină ceilalți tovarăși de joacă să mă caute, dar n-a mai venit nimeni să mă mai caute. Și am stat cât am stat și am văzut că nu mă mai caută nimeni, am ieșit de acolo și sunt supărat că m-am ascuns și nu mă mai caută niciunul dintre ei.
Și atunci a spus bătrânul, zice, o, tu ești un copil, dacă ai ști, dacă ai ști, de fapt și Domnul se așteaptă să mergem după El, să căutăm. Și se plictisește așteptând și din toți cei care ar fi trebuit să caute și să-L găsească, așa de puțini sunt care aleargă să-L caute cu adevărat pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute, să ne sprijinească și noi înșine să înțelegem prin Cuvântul Sfintelor Scripturi. Dacă vrem ca viața noastră să aibă sensul acela așteptat din partea Cerului, din partea lui Dumnezeu, să aibă gustul acela, sarea pentru lumea aceasta, să fie lumina aceea necesară în lumea în care trăim, să-L căutăm cu ardoare pe Dumnezeu. Să-L căutăm și să primim binecuvântarea Lui, așa cum l-a căutat Iacov. Să nu-L lăsăm până când nu ne schimbă viața, nu ne schimbă mentalitatea, nu ne schimbă inima. Să-L căutăm și Domnul se va lăsa găsit. Este un subpunct aici pe care îl las cumva mai la urmă, și anume, de ce îl căutăm noi pe Dumnezeu? Și de ce să-L căutăm noi pe Dumnezeu? Pur și simplu, după cum scrie aici într-un verset pe care l-am citit, și anume, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să caute să locuiască pe toată fața Pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite votare locuinței lor, ca ei, noi toți, să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de noi. Și sub punctul acesta pe care o să-l las mai la urmă este următorul. Iubiți frați și surori, Biserica Domnului, suntem chemați să scurtăm bâșbăiala oamenilor din jurul nostru, cunoscuți, colegi, prieteni. Suntem chemați să le scurtăm bâșbăiala, noi care cât de cât am aflat ceva despre Dumnezeu. Că sunt într-un mare întuneric. Și sunt pe o cale care duce la pierzare. Și noi suntem chemați să le scurtăm bâșbăiala, să venim cu lumină, să venim cu sare, să venim cu vestea bună, să venim cu o trăire înțeleaptă, transformați de Dumnezeu, pentru ca să le scurtăm bâșbăiala. Pentru ca să vadă gustul căutării, gustul întoarcerii la origini. Și este nevoie ca fiecare dintre noi să-L caute pe Dumnezeu în direcția aceasta și în sensul acesta. Bine spunea cineva odată. Așteptăm venirea Domnului să ne ducă la cer. Și este adevărat. Dar spunea El, atât de tare și atât de profund cum îl aștepți pe Domnul să vină să te ia la cer, tot atât de tare, tot atât de profund trebuie să-L aștepți să vină să te transforme, să te abiliteze, să te îmbrace ca să aduci rod pentru împărăția cerului. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la aceasta. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, în căutarea lui Dumnezeu este așa de frumos. Noi avem Sfânta Scriptură, avem Cuvântul lui Dumnezeu scris aici, Sfintele Scripturi, Biblia, cum spunem noi. Căutarea lui Dumnezeu înseamnă și căutarea în Cuvânt. Sau căutarea în spatele cuvintelor pe care le citim. Îmi place așa de mult lucrul acesta. Și îl spun pentru că l-am trăit și îl trăiesc. Nu este doar ceva fără fond, ceva fără esență. Și anume, când citești cuvântul, la un moment dat începe să-ți curgă o lacrimă. De ce? Ai citit niște litere scrise. E ceva acolo în cuvântul acesta. E ceva în spatele sau în cuvânt. Printre litere, nu știu cum să mă exprim, să fiu înțeles. Cuvântul lui Dumnezeu are forță, are putere. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și cuvântul lui Dumnezeu se întoarce înapoi cu rod, însoțit de rod, spune Sfânta Scriptură. Are forță cuvântul lui Dumnezeu. Îmi amintesc că cineva odată a spus așa. Dacă a văzut că în cuvântul lui Dumnezeu este vindecare, că așa spune și noi, Doamne, rostește doar un cuvânt. Dacă știm că cuvântul lui Dumnezeu este vindecare, știți ce a făcut cineva odată? Când e o mărturie a cuiva. Medicul i-a recomandat să ia pastile ca să se vindece de cutare boală. Și el a spus așa, bun, dimineața ia să iau eu pastila, și anume a citit un capitol din Sfânta Scriptură. La amiază, trebuie să iau pastila, a citit un capitol din Sfânta Scriptură.
Și după 3 zile de tratament s-a făcut sănătos tun. Să fie tot. Păi pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Ori spunem cuvinte pe care nu știu cât de mult ne bizuim pe ele sau cât de mult ne credem. Unul din copiii noștri era bolnav. Și împreună cu soția sufeream pentru treaba asta. Și am zis că hai să ne punem pe genunchi să ne rugăm. Și după ce ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat, nu s-a întâmplat nimic. Și l-am luat în brațe și am coborât în jos spre cabinetul medical al doctorului de familie. Și în timp ce mergeam, am trecut de jumătatea drumului, dintr-o dată ne-am oprit. Și am spus, stai așa un pic, zic, da, ce facem noi acum? Păi mergem la medicul de familie. De ce? Păi ca să-i dau un tratament. Cum adică mergem la medicul de familie? Păi noi de fapt ce facem? Păi ne-am rugat și după aia plecăm cu el la doctor. Zic, n-am făcut nimic, adică contrazicem crezul. Și ne-am întors de la jumătatea drumului, înapoi acasă, cu copilul în brațe, cu copilul încă bolnav, am intrat în cameră, am citit un cuvânt din Sfânta Scriptură, știind mărturia aceasta, care am spus-o anterior, am citit din Sfânta Scriptură, am luat copilul în brațe, l-am ridicat sus în tavan ca să-l vadă Dumnezeu mai bine și am spus, Doamne, cuvântul Tău are putere. Cuvântul Tău vinde. Și când l-am lăsat în jos, nu mai avea nimic. Așa este. Numai că noi avem parte de mai multe sau mai puține lucruri de genul acesta, în funcție de forța aceea încrederii în Dumnezeu. Vedeți? Îi spune așa. În El avem viața, mișcarea și ființa. Cum adică? Nu prea înțeleg. Dar este adevărat că așa scrie? Vedeți? Aici uneori ne poticnim noi și avem probleme. Păi spune așa aici, dar ia să mai cere un sfat de undeva. Păi spune, dar parcă nu e chiar clară. Ia să mai întreb pe cineva. Ba, așa e că aici așa scrie. De ce cred lucrul acesta? Pentru că este scris. Vedeți? Forța aceasta ne duce la a avea o viață mult mai bogată cu Dumnezeu. Mult mai plină de, în ghilimele spus, întâmplări de felul acesta. Că nu sunt întâmplări. Sunt fapte pe care Dumnezeu le lucrează în viața noastră. Slăvit să fie Domnul. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu. A auzit un pastor că o familie avea probleme, nu se descurcau, banii erau puțini, nu aveau nici de ale mâncării. Și pastorul i-a vizitat și le-a spus așa. Iubită familie, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu rezolvă multe. Amin. Zice, uitați cum stau lucrurile. Ne rugăm, după aceea eu vă las Biblia aceasta și dumneavoastră veți citi în Sfânta Scriptură și Domnul vă va rezolva problemele pe care le aveți. Zis și făcut. S-au rugat, le-a lăsat Biblia și a plecat. Când au venit duminica următoare la serviciu, s-a apropiat de ei și le-a spus, nu, cum e? S-au rezolvat problemele? Nu s-au rezolvat, frate. Noi ne încredem în Domnul și cuvântul, și, dar nu s-au rezolvat. După ce s-a terminat slujba, a spus, vreau să vă însoțesc până acasă. S-a dus cu ei împreună acasă, a luat Biblia și a deschis-o. După câteva foi, erau 100 de lei, după alte foi, erau 100 de lei, după alte câteva foi, mai erau 100 de lei. Din loc în loc erau mulți bani puși în Sfânta Scriptură. Iar ei n-au citit Sfânta Scriptură lăsată de pastorul acela. Vedeți dumneavoastră? În Cuvântul lui Dumnezeu este rezolvare. În Cuvântul lui Dumnezeu este împlinire. În Cuvântul lui Dumnezeu este belșug. Dar dacă nu o deschizi și dacă nu te încrezi în Cuvântul lui Dumnezeu, vedeți? Dar partea frumoasă a lucrurilor, mie îmi place aspectul acesta, îmi place tare, tare, tare de tot. Și anume, noi suntem obișnuiți că eu rezolv ceva cuiva și apoi el mă plătește, mă răsplătește. Deci întâi realizez ceva, rezolv ceva și apoi primesc o răsplată. Ei, în Cuvântul lui Dumnezeu, îmi place aspectul acesta și anume, nu după ce primesc ceva de la Dumnezeu, ci în timp ce. Este frumos de tot. Adică Dumnezeu, nu că citesc cuvântul, după aia Dumnezeu mă binecuvântează. Ci în timp ce citesc cuvântul, primesc din partea lui Dumnezeu minunățire, harului Său. În timp ce citesc Sfânta Scriptură, mai dau peste 100, peste 100, peste 100, la figurat vorbind.
Așa valoare are cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul David spune, mă trezesc într-o dată așa, vorbim cu cuvintele mele. La miezul nopții, mi-aduc aminte de cuvânt de-al tău și nu mai pot de bucurie. Auziți ce spune el în cartea psalmilor pe acolo. Zice, cuvântul tău e pentru mine o valoare mai mare decât toate bogățiile. Știa ce spune și este scris. Și dacă este scris, este adevărat. Amin. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și îl căutăm pe Dumnezeu. Căutăm să ne apropiem de Dumnezeu. Prin cuvânt. Căutăm apoi, iubiți frați și surori, să ne apropiem de Dumnezeu. Să-L găsim pe Dumnezeu prin slujire. Prin slujire. Unii dintre noi zic și se roagă, păi să văd, ca mâine îmi spune Domnul să mă duc în ce lucrare, să mă implic, ce lucrare să fac, și apoi mă voi pregăti. E, pregătește-te întâi. Stai pe câmpul de lucru. Du-te în vie. Nu știu să culeg bine strugurii. Nu-i nimic, du-te acolo. Te va învăța cineva. Adică, fii întâi în slujire și Dumnezeu te va culege și îți va spune, da, am văzut, tu cam aici te pricepi. Ionel s-a uitat la colegii lui de școală și tare mult și-ar fi dorit și el să aibă o pereche de ghetuțe din acele frumoase, cum avea unul din colegii de la școală. Și a spus tatălui, tată, aș vrea și eu o pereche de ghetuțe. Și părinții, cum sunt iubitori, zice, da, cum să nu? Se rezolvă. Peste două zile a spus așa, vezi că acolo, în odaia, unde o avem noi cu cereale, este o mobilă de grâu. Grâul acela trebuie de acolo luat, încărcat în niște găleți și mutat în odaia cealaltă. Și i-a dat detaliile. Și a spus așa, după ce vei face treaba aceasta, tatăl tău se îngrijește de tine și cu siguranță vei avea ghetuțele. După ce termin, vii la mine și mai discutăm. I-a lăsat timp suficient acolo, a venit Ionel la tatălui, care era prin grădină, lucra ceva, și a spus, gata, tată, am rezolvat treaba, zice, dăm ghetuțele. A, zice, vrei să-ți dau ghetuțele pentru că ai terminat treaba? Da, zice. Nu cred că ai făcut treaba cum se cuvine. Du-te și mai verific o dată. S-a dus, a mai stat o jumătate de oră, a venit, gata, tată, zice, am rezolvat treaba, zice, acum dăm ghetuțele. Tatălui l-a luat de mână, s-a dus cu el acolo. Și treaba nu era făcută. Și a început încet, încet să dea greul la o parte și în băgâla de greu era o pereche de ghetuțe noi nouțe. În slujire, în timp ce lucrezi, tot în timp ce, este o frumusețe. Nu după ce, în timp ce ești binecuvântat. Deci în timp ce muți greu, găsești ghetuțele. Și ești binecuvântat în slujire. Du-te într-o misiune și găsești o soție de toată frumusețea. În timp ce slujești, o găsești. Nu umbla la 20 de cercuri de rugăciune să-ți arate Domnul soție ideală pe care o aștepți tu. Nu! Du-te în slujire! Și cu siguranță vei găsi un soț de nota 10. Cu siguranță vei găsi o soție de care te vei bucura toată viața. În timp ce slujești, în timp ce te bucuri, cât de bun este Dumnezeu, El va lucra în viața ta. Poți să umbli la 100 de cercuri de rugăciune. Dacă nu iubești slujirea, dacă nu îți place, să știi că ai bifat ceva pentru Dumnezeu, pentru cer. Păi pentru ce să-ți dea un soț bun? Pentru ce să-ți dea o soție bună? Ca să trândăviți amândoi? Pentru ce, vedeți? Poate am exagerat un pic cu aceste cuvinte. Dar gândiți-vă. Și știți de ce am rostit cuvântul anterior cu trândăvitul? Pentru că, din păcate, au fost situații în biserici în care el cânta, el cânta, ea spunea poezii, sau ea era la chitară, el era cu lucrarea cu vizitarea bătrânilor. După ce s-au căsătorit, nu au mai făcut nimic. Înțelegeți ce vreau să zic? Păi slujire înseamnă slujire. Nu înseamnă până la un punct. Nu înseamnă până să saci în căruță. Slujire înseamnă slujire. Înseamnă slujire. Și în timp ce slujești, ești binecuvântat de Dumnezeu. În timp ce slujești, găsești ghetuțele, acelea frumoase pe care ți le dorești. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să simțim bucuria slujirii. Bucuria lucrului în vie. Bucuria strângerii snopelor. Și așa spune. Și este scris că cine cu lacrimi seamănă, face lucrarea, cu bucurie va strânge snopii. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Și apoi aș dori să mai aduc încă un aspect înaintea noastră a tuturor și apoi vom ajunge la punctul acela care va fi un punct de încheiere și anume despre scurtarea prăjbăierii celorlalți. Mai întâi, aș vrea să privim un pic, de fapt, la aspectul acesta al Sfintelor Scripturi descoperit nouă și anume în căutarea noastră îl găsim mai mult sau mai puțin pe Dumnezeu. Ne bucurăm mai mult sau mai puțin de tovărășia Lui. De prietenia Lui. Dacă avem sau dacă ne formăm o percepție corectă despre Dumnezeu. Aici vreau să pomenesc despre omul lui Dumnezeu Iov. Dacă citim cartea Iov despre viața lui și ne luăm după el, în ghilimele fie spus, o să avem o percepție bună despre Dumnezeu. Și anume, el a avut două aspecte de bază care sunt sau trebuie să le accentuăm în viața noastră. Și anume, nu te așeza niciodată pe scaunul de judecător al lui Dumnezeu. Ferește-te! Ferește-te! Caută să nu te așezi niciodată pe scaunul de judecător al lui Dumnezeu. Iov n-a făcut lucrul acesta. Vedea că el cumva a făcut lucrurile bune. Dar nu spunea nici de cum că Dumnezeu e vinovat. Adică nu s-a așezat pe scaunul de judecător. Eu sunt corect. Eu am făcut tot ce trebuie. Eu nu i-am jignit pe frate niciodată. Eu întotdeauna am salutat surorile. Da, dar ele nu fac așa. Da, ele mă răsplătesc altfel. Eu am făcut și l-am urmat și l-am slujit pe Dumnezeu. Și am fost și acum am necaz în viața mea. De ce o lăsat Dumnezeu așa? De ce a făcut Dumnezeu așa? Ce faci de fapt? Îl pui pe Dumnezeu în fața ta, te așezi pe scaun și încerci să-i spui. Inculpat Dumnezeu. De ce ai făcut așa? De ce te-ai comportat așa? Pentru că uite eu cum am făcut și uite tu cum îmi faci mie. Ferește-te să te așezi pe scaunul de judecător. Amin. Niciodată, dacă se poate, să nu facem lucrul acesta. Domnul să ne păzească. Amin. Și spune așa, că și nici chiar Dumnezeu nu judecă pe cineva până când n-a trecut la cele veșnice. Până când va veni momentul judecății. Ci are un de lungă răbdare ca toți oamenii să vină la mântuire, la pocăință. Cât timp ești în viață? Vedeți cum avem cazuri acum. O cerere de reprimire. Cineva vine la oarecare vârstă să se boteze. Păi ce să facem? Să nu mai primim pentru că nu s-au botezat la 18 ani? Să nu mai băgăm în seamă pentru că 15 ani de zile după ce au părăsit biserica, au trăit nu știu pe unde și acum dintr-o dată vin că vor să fie reprimiți în biserică. A, da, v-a plăcut acolo? Ia stați voi acolo în continuare. Nu vă mai primesc aici. Cum? Așa procedează Dumnezeu? Nici de cum. Nici de cum. Are un de lungă răbdare. Cât suntem în viață, trebuie să le dăm șansă oamenilor. Trebuie să le spunem că Dumnezeu îi așteaptă cu brațele deschise. Pentru că El este în mijlocul drumului și acum și te așteaptă. Doar să-ți vii în fire și să înțelegi că în casa Tatălui meu, la originile unde trebuie să mă întorc, este belșug de pâine. Și nu numai belșug de pâine. El taie și vițelul, are și inelul pregătit, are și haina. Cea bună de sărbătoare. Să încurajăm întotdeauna pe cei pe care îi cunoaștem. Că nu mai sunt la biserică. Că de o vreme nu mai vin. Că au nu știu ce probleme. Să alergăm în întâmpinarea lor. Domnul să ne ajute pe fiecare la aceasta. Apoi, iubiți frați și surori, un al doilea aspect pe care l-am văzut la Iov și aș dori să-l avem ca și percepție despre Dumnezeu, pe lângă faptul acesta să nu ne așezăm pe scaunul judecător, a avea o percepție corectă despre Dumnezeu, noi avem o vorbă în popor. Merg pe mâna Lui. Adică, cu alte cuvinte, am încredere în El. Știu că așa cum face este bine. Are experiență, nu știu ce are, cunoștințe, dar merg pe mâna Lui. Ei, popular vorbind, eu am mers pe mâna Lui Dumnezeu. A știut că ceva nu-i în regulă, că de ce au venit acestea, că n-ar fi trebuit să se întâmple, sau dacă s-au întâmplat, sau au loc un anumit scop, adică am mers pe mâna Lui Dumnezeu. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Dar și nevastă, cum e așa cum spui tu? Lasă că știu eu că Dumnezeu, cum face El și cum trece, are El un plan, că nu înțeleg acum, că voi înțelege mai târziu, dar merg pe mâna Lui. Știu că El are toate lucrurile în mână, știu că nimic nu are loc decât așa cum vă dorește El, frâiile sunt la El, nu sunt la altcineva, El dirigează lucrurile. Înțelegeți dumneavoastră? Să mergi pe mâna Lui. Dar trebuie să crești în mâna așa ceva.
Odată ești dezamăgit de Dumnezeu, odată ești întristat de felul cum a lucrat, odată nu l-ai înțeles, odată stai și te uiți lung și nu pricep nici cum, dar mergi pe mâna Lui. Eu v-am mers pe mâna Lui. Nu te așeza pe scaunul de judecător al lui Dumnezeu. Și caută să mergi pe mâna Lui. Caută să-i dai credit. Caută să spui tuturor că Dumnezeu este minunat. Așa cum lucrează El, nimeni nu lucrează. Și că astăzi am o zi binecuvântată și specială din partea Lui. Păi cum așa? Că uite că ai luat amendă în trafic. Nu nimic. Dumnezeu este minunat. Un scop are lucrul acesta. Ca să nu mai merg cu viteză mare de altă dată. Și pentru atât și bine. Plus alte beneficii pe care le poți primi din partea Lui Dumnezeu. Mergi pe mâna Lui întotdeauna. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și apoi, iubiți frați și surori, mă apropie de încheiere cu aspectul acesta. Să scurtăm bâșbăiala celor din jurul nostru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este Cel care ne cheamă și atunci când L-am găsit, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați pe Domnul câtă vreme este aproape. Atunci când L-am găsit, atunci când avem părtășie cu Dumnezeu, El vrea să ne formeze pe noi, vrea să ne așeze bucuria aceasta în inimă, înțelegând bucuria în care ne găsim noi, să o dăm, să o aducem, să o transmitem și în viața celor ce nu cunosc pe Dumnezeu. Să le spună că ei sunt din neamul lui Dumnezeu. Originea lor este în Dumnezeu. Sunt săpați în palmele lui Dumnezeu. Atunci când am modelat lutul, vedeți că ne-am modelat pe fiecare diferit. La unul când s-a terminat lutul, s-a terminat în zona nasului și are nasul un pic mai micuț. Altul are mai mare. A avut mai mare bulgările, Domnul când a făcut și l-a lăsat un pic mai măricel. Nu-i problemă. Ideea este că El ne-a modelat într-un chip unic. Și așa de frumos ne-a făcut pe fiecare. Că spunea cineva odată, zicea, Dumnezeu există. Zice, păi de unde știi? Păi mă uit în oglindă și îmi dau seama că are și umor. El se ocupă de noi atât de frumos și atât de plăcut, încât bucuria aceasta mare care o toarnă în inima noastră, să o ducem înspre semenii noștri, colegi, prieteni, cunoștințe, rude. Să ne scurtăm bâșbăiala aceasta. Și ce mare bucurie este, vedeți dumneavoastră, când un om, o cunoștință, verișor, mătușă, coleg, prieten, dintr-o dată vine la casa lui Dumnezeu și spune, oh, cum de atâta vreme n-am știut eu așa ceva? Să n-am înțeles așa ceva? Dar este bucurie. Dar este minunăție în prezența lui Dumnezeu. Oh, cum am pierdut atâta vreme? Nu-i nimic. Nu-i bine că ai pierdut atâta vreme, într-adevăr. Dar nu-i nimic. Bine că te-ai întors la Dumnezeu. Bine că ești în preajma lui Dumnezeu. Bine că ai bucuria aceasta a mântuirii. Și bine de noi, cei care știm, să împărțim bucuria mântuirii în jurul nostru. Să aducem rod pentru Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi în parte. Amin. Amin.